Avem aici aparatul de flexii din culcat. Este un exercițiu care lucrează foarte bine partea din spate a piciorului, partea din spate a coapsei. Iată cum folosești corect acest aparat. Ai un singur reglaj, mai exact această pernă, pe care o reglezi în funcție de lungimea piciorului tău. Da? Pentru mine este potrivit aici. După care ne așezăm în poziție culcat, dar trebuie să fii atent că genunchii rămân în afara pernei. Am reglat greutatea potrivită pentru mine, mă țin foarte bine de brațe, pieptul este lipit de pernă, trag, fac flexie completă și foarte important, întind complet picioarele aici. Nu fac doar partea de sus, pentru că în felul acesta obțin doar contracție musculară, nu și întindere musculară, iar pentru dezvoltarea mușchilor, oricărei grupe de mușchi, cursa completă este foarte importantă. Mușchiul lucrează și pe întindere și pe contracție. Dacă nu mă setez bine pe acest aparat, adică mă pun prea sus, o să vedeți că perna va circula pe gambă, va rula pe gambă perna. De asta vă recomand să vă jucați un pic la acest aparat până vă găsiți poziția perfectă și a pernei și a genunchiului, încât perna să stea fixă, da? Aici, în spatele călcâiului, mai în sus puțin de călcâi, să fixă acolo și nu rulează pe picior. Și la acest aparat, ca și la toate celelalte, este foarte important să mergeți până la epuizare musculară. Adică, atunci când îmi fac repetările, nu mă opresc, indiferent de numărul de repetări pe care îl fac, nu trebuie să aveți neapărat un număr în minte, dar ultima repetare trebuie să fie foarte, foarte grea. Dacă n-ai ajuns la acea repetare grea sau la ultimele 2-3 repetări grele, mușchiul nu este obosit și nu vei progresa. Mușchiul, doar dacă îl obosești, va deveni mai mare și mai puternic. Altfel, nu. Așa că spor la antrenamente corecte și intense.